Bună ziua din nou de aici, de la Agraria. E o zi frumoasă, de sfârșit de săptămână și un sfârșit de zi frumos, pentru că, iată, soarele e sus, avem noroc, iar directorul general al Maschio Gaspardo România, Paolo Rocchi, care este lângă mine și îi spun bine ai venit. Mulțumesc, bine v-am găsit. AgroTV transmite din standul pe care Maschio Gaspardo l-are aici la Agraria 2017, un stand ca de obicei mare și impunător și cu tehnologii și echipamente pe care Maschio Gaspardo le produce și produce foarte multe, o să vedeți. Astăzi vom sta de vorbă cu Paolo, spuneam, despre câteva lucruri interesante, tehnologii de ultimă oră ale lui Maschio Gaspardo și o să vedeți aici în spate, sunt mari, mastodon să-i spunem. Două prese de balotat astea rotunde, chiar unul e chiar un model nou care am lansat anul ăsta, e un Black Edition, adică o ediție limitată, care ne-a fost adică cerută să fie ceva deosebit, ceva nou, ceva când scoperi o mașină, să fie ceva deosebit, ceva mai particular. Mașina asta are o caracteristică foarte importantă. 90% din mașini ferabili, maschi o fienagione, cum spunem noi acum, sunt cu geometria și dimensiune variabile, adică și densitate variabile. Adică are posibilitate foarte importante să poți să racoltezi fen, lucerna, într-un mod corect, într-un mod potrivit, pentru să spastreze toată calitate, tot nutrimentul, toate proteine, tot ce trebuie, să când putem să îi dăm la animale, la vaci de lapte, tot ce trebuie, un produs uniform, adică să nu îi dăm odată un balot care are un nutriment de 10% și altul de 15%, adică să fie ceva tot timpul la același nivel. E foarte important pentru lucerna chestia asta. Prese din asta, tehnologia asta ajută să, la moment de racoltat, la moment de balotat, să se păstreze frunza. Frunza este parte din lucerna care are cel mai mult Nutrienți, exact. Da, învățăm, știm așa. Foarte ok. Bine. De ce este Black Edition? De ce se numește Black Edition? Numai pentru că are culoarea sau? Nu, are culoare. Asta Black chiar e foarte frumoasă, cum zicem noi, negra așa arată altfel. Negra așa arată altfel. Dar nu, are și o inovație la nivel de pick-up. E mai lato, are un sistem de ruote de direcționare care permite să pick-up nu atingă chiar și dacă intri într-o groapă și nu atingă la pământ, să nu se rupă un dinte, să nu urcă pământul. Pe teren denivelat, adică urmează exact Configurația terenului. Exact, exact. Cât mai apropia. E un sistem nou care am experimentat și chiar l-am încercat pe Black Edition asta și chiar a fost foarte mulțumit oamenii. Adică, și urmează să implementăm pe toate modele. Să ne mutăm și la cea de lângă. Asta nu mai e neagră. Era Red and Black sau Black and Red. Acum este Red, culoarea care Maschio Gaspardo are. Și avem un Sprinter 160 165 și este lățimea pick-up-ului de 165, da? Da. Asta e mașina care e prima dată adusă în România. E o mașină, cum se spun, e un model, o tipologie foarte, foarte veche, în ce sens? Nu vechea că e vechea, are experiența. În mașina asta s-a pus toată experiența de la Feraboli. Are același caracteristice, adică are camera variabile, are presiune variabile, ca și celălaltă, dar are un avantaj. Am încercat să ducem în România o mașină cu o performanță, dar cu un cost potrivit. Adică toată mașina asta, oricare reglaj, e mecanic. N-are niciun fel de electronică. Asta e o chestie foarte importantă. Mai ales că mașina respectivă, în cursul anului, până la finalul anului, o să la facem în România. Va fi produs în România. Va fi produs exact în România, la Chișinău Crist, la stabilimentul nostru. Am înțeles, foarte interesant. Oricum, ieri am văzut împreună cu colegii dumneavoastră produse foarte multe din cele pe care le vedem aici, utilajele, sunt produse în România. Asta e foarte bine pentru că, odată, presupun că scad și costurile de producție și atunci scade și prețul final al utilajului și, în afară de asta, până la urmă,
la experiența pe care aveți, ați translatat tehnologia pe care ați căpătat-o de-a lungul anului și experiența în utilaje pe care să le producem în România. Ne trebuie astfel de lucruri. Corect. Noi în România suntem din 2002-2003 și încercăm să mergem mai departe. Noi acum, în momentul de față, avem 20.000 de metri pătrați acoperit și 350 de oameni la lucru. Este un program de dezvoltare, încă un program pe mai mulți ani, care o să crească în continuare. Noi deja facem în România tipul asta de presa entry, care e 120-150, e o presa mult mai simplă, e o presa pe lansuri, celelalte sunt pe curele. Asta pe lanțuri și e o mașină foarte simplă, o mașină care e foarte bine apreciată în toată Europa. E și produsă pe alt brand, cum spuneam, dar nu putem să spunem care, dar la facem și pentru altcineva. E o mașină care e cunoscută foarte mult și merge foarte bine. 120 înseamnă mărime de balot de 110 cm și 150 este tot mărime. Asta are cameră fixă, adică face un balot de același dimensiune. Da. Nu e cameră reglabilă ca acela. Variabile, numai fixă. Asta e foarte important. E o mașină simplă care nu are mult nicio problemă și la facem chiar în Chișinău, Cris. Păi și prețul pe măsură la o asemenea tehnologie, 13.000, preț special 200, la, iată, preț promoțional aici, cei care sunt interesați, cred că dacă vor, vă și iau, nu? Repede, dacă poate, da, poate să o ia. Bine, noi vindem numai pentru rețea de dealer, dar cu ei de câteva ani am stabilit să încercăm să facem prețul final, adică să spunem la omul cât îi costă. Da, adică, să nu îl aburim, cum s-ar spune. Exact, exact. Să nu trebuie să se certă cu unul cu altul, eu fac mai bine. Nu, prețul e asta. Asta e foarte important pentru oamenii, un părere personală și cred că sunteți de acord, să știe cât îi costă, cât poți să știe cât e investiția pentru el. Să nu trebuie să neapărat să se certa cu unul cu altul. Nu, știe, asta e prețul, e treaba noastră ce facem cu dealer, promoțiile noastre sunt chestii importante. Și promoțiile astea sunt și în baze date de AFIR. Sunt da, acolo sunt probleme întotdeauna cu anumite produse, că apar cu un preț acolo și de fapt le găsești pe piață cu alt preț. Da, nu, noi încercăm să fim foarte clare. Inafir este o bază de date foarte clară. E vorba acolo pur și simplu de să se legă cum funcționează. E un preț foarte clar în care ai 5% maxim reducere, dar prețul promo care vine promovati, vine transmisie la FIR. A FIR știe că din data de 1 martie până în 10 aprilie, zic așa ca ideea, prețul respectiv. Și acolo nu e nicio reducere, e un preț fix. Put. Corect. E foarte simplu. Haideți să vedem și aceasta. Este un ferabolic. Pitagora, de ce Pitagora? E cu teorema lui Pitagora? Da, probabil, nu. Asta era domnul Egidiu, fostul președinte. Haideți să venim în coace să vedem și colegii noștri să vadă exact. Îi plăcea foarte mult numele așa... Numele pitagoreice. Caracteristice, așa, îi plăcea foarte mult. E o mașină foarte simplă, dar foarte bine structurată. E țapână, cum se spune. E o mașină care de 2 ani l-am adus în România și chiar a început să placă foarte mult. E produsă la noi justamente în Italia și în viitor probabil că încet încet toată gama ferabilă să se mută către România. Încă nu, pe momentul încă nu, sincer. Am înțeles, dar le arătați să vadă ce viitor. Da, 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 asta e o mașină, cum să zic, foarte simplă, îi place foarte mult oamenii care, exemplu, are a treilea roată în spatele, că dacă cumva intră într-o gropă iară cu pick-up, are posibilitatea să nu atingă pământ, adică are... foarte puține chestii simple, dar foarte folositor. Adică amănunte care ajută oamenii să poată să lucre liniștit. Asta e important. Da, corect. O să mergem și în partea cealaltă pentru că avem multe. În afară de ce avem aici prese și astea, am înțeles că există și o greblă foarte performantă, o greblă foarte mare. O să mergem până în partea cealaltă. Până ajungem acolo să spunem câte ceva. Firma Maschio Gaspardo este de foarte multă vreme pe piața din România. Noi am început în 2002, când s-a deschis fabrica la Chișinău, Cris, și a început chiar domnul Mirco, care e președinte acum, el personal a început, să zicem așa, ideea asta, a început visul asta de a
svilupa România, chiar el a trăit aici foarte mulți ani, vorbește românește curent, mai bine ca mine, și chiar e îndrăgostit de România, îi place fabrica, îi place țara și în programa de grupu, programa de vrea să România să fie cel mai mare polu productiv de grupului. Asta este viitorul, asta e ideea. Am înțeles, îi place România, produce în România, Marcel Gaspardo, sunteți din 2013, aveți și noastră o vechime destul de importantă. 2013. Da? Eu sunt din 2000 în România. Din 2000 în România, păi și noastră v-a plăcut, ați rămas aici să... Ma, eu am venit în România să lucrez pe o firmă foarte mare, aproape de 15.000 de hectare. Am fost director acolo, m-a plăcut, m-am obișnuit, mă simt ca acasă. Eu locuiesc aici de atunci și... Casa numărul 2. Casa numărul... No, eu cred că e numărul 1 acum. Mă duc în vizită în Italia. A, da, e invers. Bun. Invers. Mergem acum și ne apropiem și de o tehnologie care este foarte interesantă și foarte importantă. Spuneam, bun, presele am văzut, sunt foarte frumoase, chiar și acele Black Edition. Acum o să vedem o greblă foarte mare din punctul de vedere al dumneavoastră. Ocupă un stand, o să vedem imediat colegii mei, haideți pe aici să... Are o lăsime de 8 metri jumate. 8 metri și jumătate lăsime. Lăsime 8 metri jumătate, da. Este un produs care noi am început să colaborăm cu o firmă respectivă. Haideți să ne și apropiem de ea ca să o vedem cât mai de aproape. De un an. E o, cum să zic, e o grebla foarte performantă, chiar avem foarte, în două firme mari din România care vrea să-l încerca, vrea să le testeze. Pentru noi e o chiar o plăcere, pentru că suntem siguri de ce promovăm și are o performanță interesantă, are un sistem de la rulment, tot cum se cheamă, la engranaj acolo, care ar trebui să nu se distrugă niciodată. Acum, la... Da, să spunem, da. Cum se spune? Recomandat că ține foarte mult. Cum se spune, aș vrea eu, dar nu suntem siguri. No, ideea este foarte importantă că o să țină foarte mult. Chiar unde merge mașina, chiar mașina asta, are 3.000 de hectare de lucernă și o să lucra non-stop. Asta e un test pentru noi foarte important și la fundulea peste câteva zile o să vedem la lucru, nu? Sper să-l vedem acolo la lucru, dacă nu, veți spun deja primul test cum a început să meargă. Am înțeles. La fundulea o să facem, apropo, după toate chestiile, pentru că deja este prima lucernă, cum s-a spune, se taie. Da, exact, exact. Și o să vedem și tot ceea ce înseamnă o mașină care, cred că dacă îi dăm așa roată... Obosim un pic până la urmă. E cam mare, exact. Am înțeles. Exact. Care sunt prioritățile pe 2017 ale firmei Maschio Gaspardo? Noi acum suntem în directura de ARIF, cum se spune, adică vrem să terminăm un proiect care am început acum 3 ani. Am avut o extindere de 9.000 de metri o ala care am construit. E un proiect făcut împreună cu statul român. Avem o dezvoltare încă de trebuie să ajungem pe finalul anului la încă 30-40 de persoane angajate. Și ideea este să mai aducem încă o linie de, în afară de presă, care v-am zis, încă o linie de producție, care o să zic mai încolo. Acum, e cam o surpriză care vrem să... Am înțeles, o să o devolăm la un anumit moment dat, asta înseamnă locuri de muncă pentru România. Da. Personal care trebuie să fie specializat, aici aveți probleme cu personalul? Probleme cu personale, da, sunt probleme un pic peste tot în România, vorbesc și cu colegii, cu concurenții, între ghilimele, și ei are probleme. Dar, sincer, noi am început să îi și formăm interior, dar pot să mă îndresc cu un lucru foarte important. Eu aici am numai, în afară de mine, că nu știu dacă sunt încă italian sau mai mult român, mai vedem fiecare să zice. Nu, am un italian care e un director operation, care un pic ne ajută la coordinare, dar director de fabrică în român. Toate persoane care sunt șef de linie sau din asta, sunt tot român. Adică noi insistem și vrem să fie oamenii din loc, oamenii din România, pentru că vrem o continuitate. Nu vrem unul care vine o lună, un an și după pleacă trebuie să schimbe. Nu, vrem oamenii care sunt aici, care vreau să meargă în continuare. Să crească, să se simtă acasă. Adică, întotdeauna politica la familia Maschio a fost chiar asta. Suntem o familie și dacă mergem împreună, mergem mai departe. Singuri nu e ușor. Am înțeles. Familia Maschio Gaspardo va fi prezentă și la Agriplanta, să le spunem acolo. Probabil că o să ne vedem și acolo.
Nu vă las, însă v-am promis și v-am, de fapt așa, v-am voalat că ne spuneți un banc așa pe final, ca să smulgeți și zâmbete celor care ne urmăresc. Nu, acum eu nu sunt foarte bun la bancuri și... Sincer, unul scurt așa. A, nu prea, nu, sincer, nu prea da. Bun, atunci vă spunem noi, doamne și domnilor, că în curând, în nicio lună de zile, ne vom revedea din nou cu domnul Paolo și probabil colegii mare, dânsului. Mare, sunt lucruri noi care le veți vedea și la Agripanta. Până una alta însă aici, pentru că mai este o zi, mai aveți timp mâine să treceți prin acest minunat stand mare, deci vă spun, ați văzut cât am mers dintr-o parte în cealaltă, și apoi să și întrebați toți specialiștii Maschio Gaspardo care sunt prezenți aici, vă stau la dispoziție, să vă dea toate detaliile despre caracteristici, despre ce poate să facă, despre ce aveți nevoie, pentru că trebuie să vă îndrume în alegerea unor echipamente și utilaje de tehnologie înalt. Mulțumim încă o dată, domnul Paolo. Mulțumesc cu drag, cu tot la Agri, la Fundule, o să ne vedem. Chiar vreau să vă prezint o mașină de semenat electrică. Noi l-avem de foarte mulți ani în testare. Am așteptat și vrem să-l prezentăm chiar acolo, pentru că e o chestie în care credem foarte mult și e un viitor. Am înțeles. Deci surpriză la Agriplanta din partea Maschio Gaspardo. Mulțumim încă o dată. Succes! O zi bună, la revedere! Vă aștept!